Piețele de capital așteaptă direcțiile băncilor centrale. În seara asta e discursul președintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Mâine seară e minuta Fed. În Europa planul e un pic mai clar. Vor urma probabil două majorări de 0,5% ale dobânzii cheie. Tensiunile sunt peste ocean, însă cum va acționa Jerome Powell? Continuă seria de majorări de 0,25%. Vor fi mai mici sau mai mari? Wall Street-ul a fost ieri pe hold, bursele europene sunt în ușor declin, la noi BVB deschide astăzi pe plus, la ora 13:45 de minute, indicele BET era în apreciere. Mergem la Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth. Salutare! Avem... și vă mulțumesc pentru invitație. Nu ne vedem, acum ne și vedem, a fost o mică sincopă. Avem două discursuri importante, astăzi și mâine, două discursuri pe care de regulă investitorii le urmăresc cu mare atenție. Care ar fi scenariile? Eu spuneam un pic mai devreme, probabil că Banca Centrală Europeană va merge cu două majorări de 0,5% până la jumătatea anului sau până poate spre final. Știu eu, se oprește acolo și după aceea menține. La partea americană nu suntem atât de convinși. Ce ar aștepta investitorii? Cum ar vedea o situație fiind mai favorabilă și care ar fi totuși un aspect, eu știu, negativ care ar putea să-l afle sau să-l intuiască până una alta, că deocamdată avem doar o minută, nu e nicio decizie de luat. Da, așa este. Trebuie să ne aducem aminte că Banca Centrală Europeană a amânat puțin aceste creșteri de rate de dobândă pentru a ține inflația sub control, prin urmare... Ei vor fi cei care vor merge ceva mai departe în momentul în care Fed-ul se va opri din creșterea de rate. Deci ne așteptăm la Christine Lagarde să continue cu aceste creșteri de rate de dobândă de politică monetară, pentru că inflația la nivelul UE este destul de mare și trebuie combătută. Dar în partea cealaltă, peste ocean, așa cum spuneți voi, de acolo de unde se dă trendul, ca să folosim un termen. Ora exactă. Acolo... Da, acolo este o situație mai delicată în momentul de față. De ce? Pentru că până de curând investitorii se așteptau la o altă creștere de 0,25% pe 22 martie, dar vedem cum indicatorii care vin către noi nu sunt cei așteptați de către Fed și de către Jerome Powell, nici măcar de către piețe, poate doar de către trader sau de către cei care sunt short în piață. Aceștia se bucură destul de tare în momentul de față, după ce au suferit în ianuarie. Dar să revenim puțin la minuta Fed. Minuta Fed de mâine seară va specifica anumite detalii care au fost luate în discuție la ședința din 1 februarie, adică ne vor prezenta cei de la Fed care sunt așteptările de la 2023. Numai că de la acea discuție, de la 1 februarie, până în prezent, au mai apărut niște indicatori. Și probabil unul dintre cei mai așteptați indicatori va fi cel de vineri, când vom afla PCE-ul, adică cheltuielile de consum personal. Cât consumă oamenii mai exact? Știm că au scăzut foarte mult economiile americanilor, pe de altă parte știm că aceștia consumă foarte mult pe carduri de credit. Deci va fi foarte important acest indicator, pentru că în funcție de o inflație care pare că nu vrea să mai accelereze pe scădere și de un indice de consum în creștere, s-ar putea ca Fed-ul pe 22 martie să ia decizia de a crește din nou cu 0,5%, ceea ce va duce la o corecție în piețe. În momentul de față vedem o tensiune la nivelul piețelor, investitorii se așteaptă la ceea ce este mai rău. Trebuie să ținem cont că până pe 22 martie mai avem o raportare a inflației pentru luna februarie, care va fi undeva pe 12-13 martie. Deci vom mai avea și alte date până la acea ședință din 22 martie, numai că eu văd o ușoară corecție în piață. Ușoară sau mai accentuată, rămâne să vedem. Goldman Sachs face o altă predicție, spune că șansele pentru recesiune sunt de 25%, în scădere față de predicția inițială de 35%, și mai prezice că Fed va majora dobânda cheie de încă 3 ori cu 0,25%. Un scenariu plauzibil, cum ar reacționa piețele dacă acest scenariu s-ar adeveri?
Și încă eu aș mai completa aici cu ceva. Consensul este că șansele de recesiune sunt la 65%. Cam asta spun analiștii, dacă e să-i urmărim pe cei care sunt un pic mai negativi. Goldman Sachs totuși are o predicție mult pozitivă față de, de consens. Și aici aș vrea să insistăm un pic, adică de unde această distanță mare? Asta ca a doua parte a întrebării, că am venit ca în completare. Ca a doua parte a întrebării. Ca să sau ca prima, parte. cum considerați? Da, ca să răspund la prima parte, consider că Goldman Sachs este destul de pozitiv în opinii, în exprimarea acestor analize de la 2023. Consider că este un scenariu pozitiv acesta de 3 creșteri consecutive de 0,25. Am putea să avem ceva mai mult, așa cum spuneam, în funcție de cifra inflației care va fi raportată pe 12-13 martie, să vedem pe 22 martie un 0,5. Cred că Goldman Sachs se bazează și pe faptul că va începe campania electorală pentru prezidențialele din 2024 undeva în vara acestui an și cei de la care se află în control, să spunem așa, cei de la putere care controlează biroul de statistică din US, s-ar putea să nu își dorească declararea unei recesiuni destul de dure la început de campanie. Prin urmare, sunt șanse ca această recesiune să nu fie atât de dură precum este prevestită sau chiar să nu fie declarată, așa cum s-a mai întâmplat și în 2022, când după două quartere negative nu a fost declarată recesiunea tehnică, ci s-a menționat că anumite date au lipsit din context, au fost adăugate altele și așa mai departe. Niște jocuri pe care le fac cei care sunt la putere, din păcate. Și acum să revenim la cei care au o viziune negativă despre piețe. Sunt îndreptățiți în momentul de față să aibă o astfel de viziune, deoarece vedem cum sunt escaladate problemele din Ucraina. Îl vedem pe acest bătrânel care nu prea își dă seama ce face, este condus de undeva din spate, că face niște vizite inopinante, niște momente total neprielnice din punctul meu de vedere. Dacă vă aduceți aminte, când mergeam la zoo și ajungeam la cușca ursului, cam oricine dintre cei care vizitau se fereau în a băga bățul prin gard să supere ursul, care stătea liniștit în banca lui. Cam asta face și el acum, din păcate, pentru că va înteți aceste relații care oricum sunt tensionate destul de mult. Vedem cum în joc intră și Iranul, care construiește o fabrică de muniție în Rusia pentru a nu mai transporta muniția din alte locații către frontul din Ucraina pentru a ajuta armata rusă, ci va fi foarte ușor de transportat din Rusia aceste rachete foarte bine construite de către cei din Iran. Vedem cum inflația începe să dea de furcă băncilor centrale. De asemenea, Banca Centrală a Australiei a tras un semnal de alarmă, pentru că ei erau pregătiți de a pune stop creșterilor de rate, iar acum au venit și au spus s-ar putea să creștem cu 0,5 chiar, nici măcar cu 0,25, direct cu 0,5, pentru că inflația le dă de furcă celor de acolo. Vedem că se aduc în discuții anumite aspecte legate de datoria Statelor Unite, un posibil default. Acest lucru a mai fost menționat în trecut, nu aș marja în această direcție. Se readuce în discuție problema delicată la nivel diplomatic din Taiwan. Acum, odată cu ieșirea Berkshire Hathaway de pe Taiwan Semiconductors, au crescut acele semne de întrebare legate de Taiwan și, bineînțeles, jocurile din spate care au legătură cu Arabia Saudită, cu vânzarea petrolului și în alte valute decât în dolarul american. Aici este o discuție destul de amplă și destul de sensibilă, nu aș vrea să intru foarte multe detalii, dar este foarte clar că se creează un front așa al estului, China, Iran, Rusia, împotriva vestului, care încearcă să se joace pe un teren care nu este al lor, este un teren neutru pentru ei, Ucraina, și au bătut joc de acel stat doar pentru a atrage Rusia într-un scandal care nu și-a avea rostul. Dar asta este politica la nivel mondial și strategia la nivel mondial. Nu știm ce ne așteaptă, pentru că sunt doar o mână de oameni care pun la punct foarte multe detalii cu privire la viitorul oamenilor și economiilor mondiale.
Vă mulțumim că ați mai descălcit așa ițele pentru noi. Bineînțeles, adevăratele ițe sunt încă super încălcite și vom mai avea de așteptat probabil ceva vreme. Mai așteptăm și mesajele celor de la Banca Centrală Europeană și Minuta Fed. Vedem și acolo ce se mai întâmplă. Poate revenim asupra discuției după ce avem niște date concrete. Până atunci vă mulțumim pentru preview-ul ăsta. Vă mai așteptăm la noi ca de obicei. Acum cu mare trecem. Drag, spor. Mulțumim la fel. Cu mare drag.